Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Narcisa Marian, încep știrile intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Un tânăr a provocat incendii în 6 gospodării din satul Paisan, comuna Cornuluncii. Viceprimarul Teodora Munteanu a renunțat la motocicleta câștigată la tombolă și așteaptă acum judecata colegilor de partid. Iar Șomus Fălticen este singura echipă din județul Suceava care s-a calificat în turul al treilea al Cupei României. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. 6 gospodării din satul Paisani, comuna Cornuluncii, au fost incendiate în noaptea de miercuri spre joi. Pompierii militari și voluntarii de la Cornuluncii, Mălin și Baia au intervenit cu 8 auto speciale pentru a limita distrugerile. Vinovat este considerat un tânăr de 27 de ani din localitate. Suspectul a fost preluat în custodie de polițiști și este anchetat penal pentru distrugere. 6 gospodării din satul Păiseni, comuna Cornuluncii, au fost afectate de incendii provocate de un tânăr din localitate. Primul incendiu a fost semnalat în jurul orei 1. Două locuințe care se învecinau au fost cuprinse de flăcări. Una dintre case a fost afectată aproape în întregime, iar la a doua au ars bunurile dintr-o încăpere. Câteva zeci de minute mai târziu, un alt incendiu a fost semnalat la 4 stoguri de fân, aflate la aproximativ 150 de metri distanță de cele două case arse. În timp ce pompierii se luptau cu flăcările, un alt incendiu a izbucnit la aproximativ 3 km distanță, la un adăpost de animale care a ars în totalitate. Focul a afectat parțial și o anexă a proprietarului învecinat. Ultimul incendiu a fost anunțat spre ora 4. Un alt stoc de fân a fost incendiat la 1 km distanță și au ars aproximativ 5 tone de furaje. Pompierii militari și voluntarii de la Serviciile pentru Situații de Urgență din Cornuluncii, Mălin și Baia au intervenit cu 8 autospeciale de stingere și o ambulanță. Pe timpul intervențiilor, pompierii paramedici SMURD au acordat primul ajutor medical pentru 5 femei care au suferit atacuri de panică. Dintre acestea, o tânără însărcinată în vârstă de 24 de ani a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare. Au fost păgubiți 6 proprietari și au fost afectate 2 locuințe, 2 anexe gospodărești și 2 depozite de furaje, cu un total de aproximativ 15 tone de fân. 5 femei au primit îngrijiri medicale în urma unor atacuri de panică, dintre acestea o tânără însărcinată în vârstă de 24 de ani, fiind transportată de către echipajul SMURD la spital pentru investigații suplimentare. După aproape 5 ore de intervenții susținute, misiunea colegilor mei s-a încheiat, fiind salvate mai multe locuințe și bunuri materiale. Suspect de provocarea incendiului este considerat un tânăr de 27 de ani din localitate. Tânărul a fost reținut de polițiști în custodie, este anchetat penal pentru distrugere și a fost prezentat unei unități medicale pentru efectuarea unei expertize psihiatrice. Polițiștii au intervenit pentru identificarea persoanei care ar putea să se facă vinovată de incendierea locuințelor respective și anexelor. În scurt timp a fost identificată persoana bănuită de comiterea faptelor, respectiv un bărbat în vârstă de 27 de ani, localnic, care practic și-a incendiat și propria locuință, dar și pe a surorii sale și mai multe anexe ale unor altor gospodării. Acesta a fost preluat în custodie de polițiști, ulterior a fost transferat la unitate medicală, secție neuropsiatrie, în cadrul dosarului penal întocmit pentru distrugere prin incendiere, urmând a fi efectuată și expertiza pentru stabilirea discernământului acestuia. Viceprimarul Teodora Munteanu a renunțat la motocicleta pe care a câștigat-o la tombola festivalului Bucovina Motorfest. Organizatorii evenimentului au anunțat că tombola va fi reluată. Renunțarea la premiu nu i-a adus liniște viceprimarului. Deputatul USR Radu Ciornei a cerut public demisia, iar pentru joi seară a fost convocată o ședință a conducerii județene a partidului pentru a fi discutată situația Teodorei Munteanu. Miercuri seara, la 4 zile de la momentul în care a câștigat o motocicletă la tombola festivalului Bucovina Motorfest, viceprimarul Teodora Munteanu a renunțat la premiu. Organizatorii evenimentului, Asociația Legio Phoenix MC Suceava, au anunțat că au fost notificați de viceprimar că renunță la motocicleta Yamaha, care a provocat un adevărat scandal. Organizatorii au anunțat că procedura de extragere pentru marele premiu va fi reluată și că noi detalii vor fi comunicate în perioada imediat următoare. Renunțarea la premiu nu i-a adus liniște viceprimarului Teodora Munteanu. Deputatul USR de Suceava, Radu Ciornei, a publicat un mesaj prin care se delimitează de colega sa de partid și îi cere să-și prezinte demisia de onoare. Pentru că anumite fapte trebuie să aibă și consecințe, voi cere sancționarea statutară a Teodorei Munteanu și voi vota pentru o sancțiune aspră, mergând până la ridicarea sprijinului politic sau suspendarea din partid, a afirmat Radu Ciornei. Situația Teodorei Munteanu va fi analizată într-o ședință convocată pentru joi seară a biroului politic al
organizației județene USR Plus Suceava. Managerul Spitalului Județean Suceava, dr. Alexandru Calancea, face apel la vaccinarea anti-COVID-19 în condițiile în care numărul celor infectați cu această patologie este în continuă creștere. Niciunul dintre cei 17 pacienți internați în Spitalul Județean cu COVID nu este vaccinat cu schemă completă. Unitatea este obligată să deschidă noi sectoare COVID în detrimentul celorlalte sectoare, precum și limitarea internărilor pacienților cu patologii cronice, atrage atenția dr. Calancea. Din păcate, în ultimele săptămâni, cred că ultimele două săptămâni, numărul de pacienți cu această patologie COVID-19 a fost în creștere de la zi la zi. Mă uitam pe raportarea de dimineață, la un număr total de 609 pacienți pe spital, avem un număr de 17 pacienți cu patologie COVID-19, dintre care 2 pacienți în terapie intensivă cu forme grave de boală care necesită suport ventilator avansat. Ca și vârstă, sunt pacienți cei mai tineri, cred că 5 ani, avem și 2 copii cu COVID-19, până la 75 de ani, îmi amintesc din ceea ce discutam dimineața cu directorul medical. Problema tragică, pot să spun, este că toți cei 17 pacienți cu COVID-19 internați în acest moment în Spitalul Județean Suceava nu au vaccinarea efectuată. Deci niciun pacient din cei 17 pacienți nu are schema completă de vaccinare anti-COVID-19. De aceea îmi permit să afirm că acest val 4, cum îl numește toată lumea, poate fi numit un val al celor neimunizați. Pentru că vorbim de imunitate, vorbim de imunizare, atât la cei care au trecut prin boală, dar și la cei care s-au vaccinat. De aceea eu spun că trebuie să fim conștienți că avem de-a face cu un virus cu potențial letal, este un virus extrem de agresiv. Cred că este momentul în care să ne dăm seama că putem, prin acest gest simplu de a ne vaccina, să ne ajutăm pe noi, dar să ne ajutăm și semenii. Pentru că suntem nevoiți și vedeți, noi am tot scăzut în ultimele luni și am ajuns cu număr de 4 paturi în terapie intensivă. Pentru că evoluția epidemiologică ne-a permis acest lucru. E, de 2 săptămâni mergem înapoi, facem pași înapoi. Adică de la 4 creștem la 6, de la 6 la 9 și așa mai departe. Sperăm ca acest val să nu fie de amploarea celorlalte pe care le-am avut până acum. De ce? Pentru că vom fi nevoiți la nivelul spitalului să deschidem noi sectoare COVID în detrimentul sectoarelor non-COVID. Și asta ce înseamnă? Înseamnă triere și liste de așteptare pentru pacienții cu patologii non-COVID în detrimentul celor în favoarea celor cu patologie COVID. Alexandru Calancea face un apel către întreaga populație, inclusiv cadrele medicale, să dea dovadă de simț civic și responsabilitate, să caute informații despre vaccinare din surse autorizate, să se vaccineze, deoarece își pot salva viața lor sau a cuiva drag din familie ori din comunitate. Spun un singur lucru și o spun ca și medic, nu o spun ca și manager al Spitalului Județean Suceava în acest moment. Cred că trebuie să se trezească noi în aceste momente simțul civic, să căutăm în primul rând informații despre vaccinare și despre acest vaccin din surse oficiale. Din punctul dumneavoastră de vedere, cea mai bună sursă de la care ne putem informa și cea mai la îndemână, care este? Medicul de lângă noi. Medicul de familie, medicul specialist, dar și sursele puse la îndemână de Ministerul Sănătății. Sursele oficiale. Eu susțin vaccinarea și încurajez vaccinarea chiar și la cei care au trecut prin boală. Eu personal am trecut prin boală la începutul anului 2020, în aprilie, și am făcut și această vaccinare. Nu am avut efecte adverse, lucrurile au fost în regulă și mă simt protejat, am un confort atât în concedii cu familia, oriunde aș ieși, respectând regulile de distanțare și purtarea măștii, dar am un confort, simt un confort în plus cu această vaccinare. Doctorul Calancea mai spune că vaccinarea nu ne protejează de contactul cu acest virus, dar forma de boală manifestată poate fi maxim moderată. Poate că nu ne aflăm în fața unui sau nu avem în acest moment un vaccin, nu știu, am spus poate.
un vaccin perfect, o soluție ideală de luptă împotriva acestui virus SARS-CoV-2, dar este un vaccin care și-a demonstrat eficiența. Clar, sunt riscuri, dar haideți să punem în balanță riscurile de a face o formă gravă și posibilitatea de a evita aceste forme grave, pentru că știți foarte bine, vorbim de formele asimptomatice, foarte mulți au trecut printr-o formă asimptomatică, sunt formele ușoare, da, ca și o banală răceală, un guturai sau cum doriți să-i spunem, dar sunt formele moderate și formele severe și pot să vă spun că la formele severe mortalitatea este de peste 90%. Și atunci acest vaccin, da, nu ne ferește de contactul cu virusul, pentru că și vaccinați fiind, putem să avem acest contact cu virusul. Ba mai mult, putem să manifestăm și boala. Dar, cu siguranță, nu vom face o formă severă. Vom face o formă ușoară, vom face o formă asimptomatică sau cel mult moderată. Forme care de cele mai multe ori pot fi tratate și la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie. Deci, diminuăm foarte mult riscurile de a avea o evoluție letală această patologie. În perioada 14-15 august, la lacul Iezer din Sadova va avea loc Hard Enduro Bucovina. Peste 180 de rideri se vor alinia la startul competiției motorizate care cuprinde probe pe trasee cu niveluri de dificultate diferite pe mai multe categorii. Pe 14-15 august vă așteptăm la lacul Iezer, Sadova, unde va lua start una din cele mai tari competiții motorizate din Bucovina, Hard Enduro Bucovina. Echipa Hard Enduro Bucovina a pregătit un traseu foarte frumos și foarte greu pentru cei aproape 180 de rideri și vă așteptăm la distracție să vedeți motoare prin pădure, urcând râpe foarte abrupte, coborând pe niște chestii aproape imposibile. Programul competiției este următorul. Sâmbătă, 14 august, între 9 și 12, înscrieri. 14-19, prolog. Duminică, 15 august, ora 9, start cursă. Ora 18, premierea. Suceava Blues Festival se va desfășura pe 13 și 14 august la Cetatea de Scaun a Sucevei. Accesul va fi gratuit în limita 2500 de spectatori pe seară, cu respectarea regulilor în vigoare la data desfășurării evenimentului. Spectacolele vor începe în fiecare seară de la orele 19:30. Intrarea în zona festivalului se face începând cu ora 17. Donațiile pentru continuitatea festivalului sunt binevenite. Structura concertelor presupune câte 5 numere susținute de trupe din România, una din Grecia, dar și două formații din Anglia, cunoscute iubitorilor de blues din toată lumea. Deschiderea vor face două trupe cu artiști locali, un bun prilej pentru aceștia de a se face cunoscuți astfel prin intermediul festivalului. Vor urma artiști români consacrați, apoi invitații din străinătate. În total vor fi 8 recitaluri ce se vor întinde pe parcursul a două seri, urmate de tradiționalele jam session-uri, în măsura în care acestea vor fi permise. Accesul se va face începând cu ora 17, în condițiile reglementărilor sanitare. Adică trebuie să fii fie vaccinat, fie să fi trecut prin boală în ultimele 180 de zile și să aduci o dovadă în sensul acesta, fie să ai un test PCR negativ numai vechi de 72 de ore, fie un test rapid antigen care se poate face chiar la poarta festivalului. Ok. Avem o înțelegere cu o firmă din Suceava,
care a făcut și o reducere substanțială. Prețul va fi, pot să-l spun, 35 de lei okay. pentru un test rapid. Da. Care, în schimb, nu este valabil decât 24 de ore. 2500. Eu sunt pregătit cu tot felul de brățări multicolore ca să-i putem... Sunt oameni care sunt vaccinați și vor să stea două seri, uh-huh. au o culoare de brățară. Vaccinați o singură seară, o culoare de brățară. Testați 24 de ore o altă culoare de brățară ca să știm a doua zi să îi putem tria. O echipă de voluntari care și ea se înmulțește de la an la an și care ne ajută cu tot ce e de făcut acolo. Trebuie precizat și fac asta cu mâna pe inimă, o spun. Las comentariile pe seama voastră. Festivalul este gratuit. Nu există un bilet nu de acces. Un bilet, așa. Dar puteți cumpăra suveniruri ale festivalului. Sunt și o serie de tricouri. Așa. Sunt tricouri noi faine, de anul ăsta. Faine de tot. Dar da. Sunt și tricouri de anul trecut, de anii trecuți. Din dacă anii vă lipsește vreunul din colecție, puteți... Toate au fost faine. Toate. Dar revenind, accesul este gratuit, puteți cumpăra tricouri și vor exista niște urne de donații. De data asta, donațiile se vor duce clar pentru continuitatea festivalului. Am înțeles. Deci nu vom... Evident că, la rândul nostru, de fiecare dată când suntem solicitați, oferim ajutor altor ONG-uri care se ocupă de strângerea de fonduri pentru diverse cauze. De data aceasta, cauza este foarte simplă. Continuitatea, să avem festival și anul continuitatea viitor, pentru că de anul viitor... un pic vom schimba paradigma și ne vom alinia și noi cerințelor de 2022, care presupun alte proceduri. Deja spuneam că artiștii străini sunt pe drum. Malone, Sibun, Band sunt pentru a doua oară în Suceava. Ei deja au pus pe pagina lor oficială aseară, am plecat spre Suceava. Sunt deja pe pagina aia vreo 3000 și ceva de vizualizări și... comentarii ale cetățenilor englezi, ne-am fi dorit să fim acolo. Next year. De acum. Cândva, când puteți, vă invităm în Bucovina. Grecii, la fel, sunt foarte încântați. Au un program destul de scurt. Vor putea vizita orașul Suceava. În schimb, capul de afiș, Ansley Lister, care este pentru prima oară în România, și-a programat lucrurile în așa fel încât duminică să putem avea o zi de vizită. Okay. Acum să vedem, am să mă uit eu pe Google Maps duminică să văd care drumuri sunt roșii și care pe unde putem merge. Că verzi nu prea cred că sunt. Dar repet, este o Suceava Blues Festival, ca de altfel și alte manifestări. Au ca principal scop creșterea stimei de sine a cetățenilor din Suceava, că au niște manifestări europene, de nivel exact. European exact. Și doi, promovarea Sucevei și implicit a Bucovinei ca destinație culturală și turistică. Este a 12-a ediție a Suceava Blues Festival, iar organizarea este posibilă cu sprijinul financiar al primăriei Suceava, care a alocat suma de 40.000 de lei de la bugetul local. Programul festivalului poate fi consultat pe pagina de Facebook Suceava Blues Festival. Voluntarii Asociației Teona Ariana din Suceava au reușit să aducă zâmbete pe chipurile unor oameni care au copii cu dizabilități după ce le-au răsfățat într-o tabără la munte. Sucevencele au fost la spa și la coafor, în timp ce micuții lor au desfășurat mai multe activități cu terapeuții. Reprezentanții asociației ar vrea să continue acțiunile filantropice, dar pentru asta ar avea nevoie de o mână de ajutor. De la începutul anului până în prezent, voluntarii Asociației Teona Ariana au organizat 3 tabere, atât pentru adulți cât și pentru copii. În primăvara acestui an au trimis 12 mămici împreună cu copiii lor care au dizabilități într-o vacanță în comuna Vama. Mamele au luat o mică pauză de la activitățile zilnice și s-au răsfățat la spa și coafor, în timp ce micuții lor au rămas în grija terapeuților și voluntarilor. În primele două tabere au participat copii diagnosticați cu tulburare din spectru autist, copii cu sindrom Down, dar și cu deficit de atenție și hiperactivitate, ADHD, alături de părinții acestora, un părinte reprezentant al lor. Ei, în aceste tabere, au beneficiat de un anumit program de luni până vineri, cu un orar exact de mese, 3 mese pe zi plus mici gustărele și activități specifice atât pentru copilași cât și pentru părinți.
Aceste tabere poartă numele de Respiro, întocmai că sunt o gură de aer pentru dragii de ei părinți, dar și pentru copii. Ce au făcut părinții copiilor în tabără? Părinții copiilor au participat la diverse activități, precum masaj kinetoterapeutic, au venit diversi speakeri motivaționali, fie ei din cultul religios sau din oameni specializați, psihoterapeuți, care au făcut diferite workshop-uri pe diverse teme pentru dezvoltare personală și emoțională și încrederea stimei de sine. Am înțeles că ați trimis mămicile inclusiv la spa și la coafor, tot pentru a se relaxa. Sigur. Și ud fiind faptul că sunt expuse stresului continuu și, evident, și ele au nevoie de o pauză. Sigur că da. Întocmai aceasta este ideea taberei, fiindcă sărăcuțele mămici la finalul taberei au, printre lacrimi, ne-au spus un sincer mulțumesc că au avut timp să-și bea o cafea, să se aranjeze, să se plimbe cu alte mămici pe dealuri. Și întocmai pentru ele tabăra asta a fost o chestie minunată, o șansă la egalitate față de restul lumii. Beneficiarii celor trei tabere nu și-ar fi permis o astfel de vacanță pentru că au dificultăți financiare. Voluntarii vor să continue activitățile caritabile. În luna septembrie, asociația va organiza o tabără pentru nevăzători. Va avea loc în septembrie, 6-10 septembrie. Și pentru aceasta avem nevoie neapărat de voluntari care să vină spre noi, dar și de resurse financiare. Cine dorește și poftește să facă un bine și să mulțumească cerului pentru sănătate este nemaipomenit de bine. Voluntarii pot fi contactați pe pagina de Facebook Asociația Teona Ariana Suceava sau pe site-ul www.teona-ariana.ro. Foresta Suceava a fost eliminată din turul al doilea al Cupei României după ce a pierdut cu 3-1 partida disputată miercuri seară cu formația Dante Botoșani. Toate cele trei goluri ale botoșanenilor au fost înscrise de suceveanul Cornel Cainari, iar singurul gol al galben-verzilor a fost înscris de Marian Botezatu. Șomus Fălticeni a învins Bucovina Rădăuți cu 3-0 și este singura echipă din județul Suceava care s-a calificat în turul al treilea al Cupei României. Partida Dante Botoșani Foresta Suceava din turul al doilea al Cupei României s-a disputat miercuri seară pe stadionul 1 Mai din Dorohoi. Prima repriză a fost dominată clar de gazdele de la Dante. În minutul 3, Alexandru Marin a fost faultat în careu și a obținut un penalti transformat de Cornel Căinari. Penalti pentru Dante Botoșani. Cainari se oprește și înscrie minutul 4, 1-0 pentru Dante Botoșani în partida cu Foresta Suceava din turul al doilea al Cupei României pe stadionul 1 Mai din Dorohoi. Început dificil de partidă pentru Foresta Suceava. Același Cornel Cainari a dublat avantajul gazdelor în minutul 19 printr-un șut de la distanță care a fost deviat de unul dintre jucătorii Forestei. Cornel Cainari înscrie în minutul 19 2-0 pentru Dante Botoșani. A doua repriză a fost dominată mai mult de oaspeți, iar Foresta a reușit să reducă din diferență în minutul 64 prin Marian Botezatu, care a fructificat o centrare trimisă de Cimbru în fața porții. Cimbru trece. Trează bine și gol! 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 Înscrie Foresta Suceava. Chiar dacă a încercat să pună presiune pe gazde, Foresta nu a reușit să găsească golul egalării. Scorul final a fost stabilit la ultima fază a meciului, în al cincilea minut de prelungiri. Cornel Cainari a înscris cu un șut de la 25 de metri. Martin coordonează mai bine mingea cu pieptul decât cu piciorul lui Marian. Un nou șut al lui Cainari și gol, super!
S-a terminat. Tot miercuri, Șomus Fălticeni a învins Bucovina Rădăuți cu 3-0 și s-a calificat în turul al treilea al Cupei României. Toate cele trei goluri au fost marcate în ultima jumătate de oră prin Padovei, Robert Ciobanu și Dănilă. Bun găsit la comentariul zilei. Sunt Dinu Zare în platoul televiziunii Intermedia, jurnalistul Sorin Avram. Sorin, bine ai revenit. Bună, Dinu, bine v-a regăsit. Managerul Spitalului Județean Suceava, Alexandru Calancea, a făcut un apel pentru vaccinarea împotriva coronavirus COVID-19. Numărul pacienților internat în spital este în creștere, 17 persoane internate la acest moment. Susține dumnealui că niciuna dintre ele nu este vaccinată cu schema completă și că dacă crește numărul de cazuri, spitalul va fi obligat să deschide noi sectoare COVID în detrimentul celorlalte sectoare, așa cum s-a întâmplat în celelalte valuri, adică se reduce numărul pacienților cu alte patologii care vor beneficia de serviciile spitalului. Da, dar e bine, pentru că fac bani cei de la privat. Adică asta e de stat să fie toate COVID, nu? Și privatul să trăiască. Foarte bine, că și iar mi-aduc aminte de discuția pe care am avut-o și ieri. În pandemie, privați erau toți închiși. Toți. Acum am mai trecut valul, cum era mirosul banilor. Hop, hai că facem și testări. Hop, hai că facem și din alea. Au început să-și diversifice planeta. Și acum e foarte bine așa, că oricum tendința guvernanților este aceea de a duce banii din ce în ce mai mulți către sectorul privat. Și asta de stat să spună că e valul 4, cocoașa 5 sau ce spune ei așa și zice, mă, ne pare rău. Noi v-am tratat de ficat stomac, nas, urechi și așa, dar nu putem pentru că iarăși e valul 8, cocoașa 6, așa că duceți-vă la privat. Cam aici se joacă, dar domnul manager a făcut apelul către cine să se vaccineze? Către cei populație. Care te ajunge la spital. Da, cu medicii din Spitalul Județean care nu s-au vaccinat, cine face apel la ei? Am văzut că primarul Sucevei, dar e așa. Dar domnul manager, în loc să vadă în curtea lui să îi convingă pe colegi să se vaccineze, cum să aibă încredere lumea să... Stai, că a zis directorul spitalului să ne vaccinăm, dar doctorii de acolo nu se vaccinează. Cum vine asta? Și tu îmi spui mie să mă vaccinez? Nu că eu n-aș fi vaccinat, dar zic așa. E enervant, știi? Adică voi nu sunteți în stare, medici, să vă vaccinați acolo și tu îmi ceri mie, lucrător în domeniul zootehnic, care cresc roșii. Așa îmi spui mie să mă vaccinez? Nu știu cum se poate discuțiile acolo între manageri și colegii... Da, nu, dar e trist ce se întâmplă. Este trist și ți-am zis că asta este tendința din nefericire și încetul cu încetul oamenii care au bani vor avea parte de servicii medicale așa cum trebuie și oamenii... Bun, și acum este așa o discriminare din punctul ăsta de vedere. Mai sunt cazuri în care dacă n-ai bani, degeaba mergi la doctor, știi? Și la public și la privat. Bine, la privat știi că ai de plătit, dar la public... Asta eu nu înțeleg cum vii dumneata. Bun, e menirea domnului Calancea și normal că omul trage un semnal de alarmă. Dom'le, dar fă ceva să se vaccineze toți medicii. Ca să mai vorbim de personalul mediu angajat în spital, unde procentul este mult mai mic de vaccinare. Dar sunt discuții și eu asta observ că din nou voit sau nu se va ajunge ca spitalele publice să aibă puține servicii pentru persoanele care nu au COVID și persoanele care suferă de boli cronice sau se îmbolnăvesc așa, o să meargă la privat unde buzunarul gros trebuie să iasă bani. Suceava Blues Festival la sfârșitul acestei săptămâni la Cetatea de Scaun a Sucevei, acces gratuit în limita a 2500 de spectatori pe seară cu respectarea regulilor. Da, să sperăm că Bobby Stroie, Festival de Blues Fania Dumitroaie, să sperăm că Bobby Stroie, organizatorul, nu va organiza tombola, că sunt unii care când văd tombola, hop. Nu, dar ideea este că discutam cu cineva, bine, forțând nota, făceam cineva glume. Dom'le, dacă e, aici e tot 40.000 ca la Motorfest, nu? Sponsorizarea primăriei, tot 40.000. Nu m-am uitat pe documente, dar e acolo, probabil. Zice, domnule, dar banii de unde? Păi primăria, consiliul local, că e aprobare consiliul local. Dar banii de unde? De la suceveni.
Păi stai un pic, păi dacă e de la Suceveni, Suceveni n-au voie să joace la tombolă că sunt în conflict de interese. Ei contribuie la buget, știi? Nu Suceveni aprobă. Da, dar prin reprezentanții lor. Sucevenii finanțează, da. Dar nu aprobă. Da. Cine aprobă? Așa, deci atenție cu tombolele astea, sunt foarte periculoase. Sper să fie, să vină lume și cred că va fi lume, pentru că oamenii sunt doriți. Nu vor veni niște superstaruri, pentru că na, nu s-a știut care vor fi condițiile. Ca în alți ani, când veneau niște capete de afiș foarte, foarte capete. Așa, dar e important că se organizează. Și vremea se arată bine. Bun, după ăștia cu site-urile lor, n-ai ce să te iei. Ieri se dădea iminent furtună. N-a avut nicio furtună. Coduri, portocalii, galbene, roșii, inundații, soare, caniculă, de toate. Mai nimeresc din când în când. Dar ei joacă la alibi, știi? Și zice, hai dă-mi cod portocaliu. Șeful, dar noi... Bă, dar dacă o fi? Lasă, dacă e ceva, am zis, dar nu v-am spus. Să sperăm că va fi vremea bună. Sunt acolo condițiile de participare la concert clasice, nu? E vaccin, trecut prin boală sau trebuie test? Trebuie să dovedești, da, vaccin, da. Test sau adeverință, da. Că ai avut. Și să dovedești că ești bluesman, nu știu. Dacă e? Te întreabă niște ai așa? Cântețe când intri acolo. A prins tradiția acest festival. Da. La Suceava, chiar dacă a avut pauză anul trecut, îmi amintesc că la edițiile... Dar unde n-a fost pauză? La edițiile precedente știu că venea lumea, da. Era... Bun, acum e mutat. Și anul acum acesta. E mutat. El a fost ba la cetate, da. Ban centru vă 2 ani acum din nou la cetate până o să... Bun, dar va fi acolo lume pentru că se împletește această manifestare cu... Domnul Scărlătescu, cu medievalul. Păi nu știu dacă e, că e la ore. Se termină domnul Scărlătescu, începe păi lasă, am înțeles că domnul Scărlătescu e pasionat de bluz. Lasă-l și pe om să termine treaba, să uite și el la spectacol. Dar după o zi de stat printre cratițe și de făcut fotografii cu sute de oameni și de așa, nu cred că mai stai la concert, nu? Depinde cât de mult îi place bluză. Da. Da, e atât vreau să mai remarc că ar putea fi o... nu știu, amplasament mai potrivit acolo la cetate, pentru că în centru știi cum e, vecini, blocuri, da. Nu, dacă se depășea ora 10, 11, deja erau discuții acolo de asta. Poate fi mai potrivită cea de acolo. Șomus Fălticen este singura echipă din județul Suceava care va participa în turul al treilea al Cupei României. Foresta Suceava a pierdut 3-1 la Dante Botoșani. Șomus Fălticen a câștigat acasă 3-0 cu Bucovina Rădăuți. Șomuz Bucovina Fălticeni, nu? Șomuz Fălticeni. Păi nu... Șomuz Bucovina. Păi Șomuz majoritatea... Iulian Ionese Bucovina Fălticeni. Majoritatea cu... de la Rădăuți. Așa, cu... Dinule, ce... Amândouă sunt surprize în opinia mea. Și victoria... Și meciul pierdut de Foresta... Nu, aici greșesc. Deci e o surpriză asta, că a luat bătaie Rădăuți. Pentru mine, nu știu. Sau nu e o surpriză. Dar asta cu Suceava nu e o surpriză, era să spun o prostie. Noi am fost la meciuri la Dorohoi, de două ori am fost la meci. La Dorohoi unde joacă Dante Botoșan. De fiecare dată ne-a dat cu terenul în cap Dante Botoșan. Nouă la Foresta. A mai fost dumneata ieri. Eu n-am mai fost și bă, să lecuit. Nu știu dacă voi mai merge vreodată în viața asta la meci Foresta. Zic, ce ai văzut acolo? A fost o primă repriză foarte proastă pentru Foresta. Nu a jucat nimic Foresta în prima repriză, nu s-a legat absolut nimic. Au pierdut foarte ușor mingea, nu au reușit să lege două, trei pase. A fost un singur șut spre spațiu, pe spațiul porții, dar mai mult din întâmplare. Cred că a fost un fel de cercare și a ajuns undeva pe spațiul porții. Un penalti foarte rapid, minutul 3, transformat minutul 4, Cornel Căinari. De suceveanul Căinari, da, care a dat toate trei goluri, un nu? Un șut de la distanță în minutul 19, ușor deviat, același Cornel nu Căinari. În repriza a doua a venit Foresta, să știi că a început să joace, să construiască, să se lege lucrurile, au reușit un gol botezat-o. Dar cam un sfert de oră a jucat Foresta. În tot meciul a jucat cam un sfert de oră. Și le-a dat Căinar goliat, nu? Și Căinar în prelunge, că a zis de ce să fie 2-1, că poate să fie 3-1. A prins un șut foarte frumos, să te uiți. Da. Chiar deci Căinar, Foresta și cea la 3-1. N-a fost Căinar, bun Căinar la noi. La... Căinar. Să zicem Căinar, să zicem că și Dudu Drugă. Să zicem Căinar, Dudu Drugă. A, și Dudu e la... Dudu Drugă, la Dante? Canal Foresta este la Dante.
Alexandru Marin, fost atacant al Forestei, este la Dante Căinari, nu știu, Bosânceanu, Costiniu era un copil pe care l-am remarcat de la Dante, noi nu știu de unde. Noi suntem pe Pinier pentru Dorohoi sau cum? Sau ce suntem noi? Păi înțeleg că dacă s-a ratat promovarea cu acești jucători de două ori, jucătorii aduși din Togo sau de unde, sau din insulele Capului Verde sau Maro, ce, ei sunt legitimați ca fotbaliști, dar ei, văzându-i, ce crezi că sunt, bucătari, ospătari sau chelneri, ce sunt? Ai pentru Liga a treia din România sunt cam acolo. Păi nu, dar pentru Liga a treia din România sunt și băieții noștri care joacă printre blocuri. Adică, da. De ce să aduce ospătari din Fiji sau din Botswana și să nu iei niște băieți din Sfântul Ilie? Adică nu înțeleg că banii sunt tot de la contribuabilii suceveni. Aduci băieți din Gabon să joace aici. Unde dacă aduci ceva ca din Liberia sau nu știu așa, să... Da, nu, evident. Dar nu, nu vii cu din așa. Deci e clar, Dino, dezastru continuu la Foresta și mă bucur că se merge așa pentru că există continuitate. Dom'le, te-ai apucat pe un drum, asta îmi place mie, seriozitatea. Dom'le, te-ai apucat pe un drum să mergi pe dezastru, pe un drum dezastros, dom'le, mergi pe el până la capăt. Adică până la capăt, care e capăt? O retrogradare în Liga 4. Doi, măcar să știm o treabă. Foresta Suceava în drumul ei către Liga 4, să fie obiectivul anul ăsta. Bă, măcar știi o treabă și știi că este un obiectiv realizabil. Așa că vrei să intri în Liga 2. E greu, tragi iar speranțe, lumea se supără, dezamăgită. Așa îi spui, noi ne-am propus să retrogradăm în Liga 4. Păi și la anul când vede lumea, uite-mă că au retrogradat. Oameni serioși. Eu n-am auzit enunțat obiectivul promovării pentru acest an. N-am auzit niciun oficial al Forestei care să fie. Dar nu e niciun obiectiv. Ar fi promovarea obiectiv? Bun, și anul trecut dacă a fost obiectivul promovarea și n-a promovat, ce s-a întâmplat? A terminat pe locul 2, a participat la baraj, n-a putut la baraj, n-a putut. Și dacă a participat la baraj, ce? Putea să nu participe. Mai bine participa la o pare de pescui la baraj la Stânca Costești. Aduceau niște pești, deau la spectatori. Așa ce. Deci dezastru continuu. Bravo, Dinu, îți mulțumesc pentru relatare. Și bravo lui Căinar, că a știut să plece la timp. Da, a prins un meci cum de mult nu l-am mai văzut pe Căinar să prindă. Chiar a avut și încă două șuturi periculoase care au fost respinse de portar. Deci a făcut spectacol Căinar. Da. Bravo. A fost una dintre cele mai bune zile ale lui. Bravo. Mulțumesc, Sorin. Acesta a fost comentariul zilei. Urmăriți în continuare informații despre vreme și subiectele zilei. La noapte, temperaturile vor înregistra o ușoară scădere, chiar dacă cerul va fi senin mai peste tot, termometrele vor înregistra valori cuprinse între 15 și 16 grade Celsius. Vineri vom avea o zi frumoasă de vară cu cer variabil la senin și temperaturi cât se poate de plăcute, cuprinse între 26 și 28 de grade Celsius. Șase gospodării din satul Păiseni, comuna Cornulunci, au fost incendiate noaptea de miercuri spre joi. Pompierii militari și voluntarii de la Cornulunci, Mălin și Baia au intervenit cu 8 autospeciale pentru a limita distrugerile. Vinovat este considerat un tânăr de 27 de ani din localitate. Suspectul a fost preluat în custodie de polițiști și este anchetat penal pentru distrugere. Viceprimarul Teodora Munteanu a renunțat la motocicleta pe care a câștigat-o la tombola festivalului Bucovina Motor Fest. Organizatorii evenimentului au anunțat că tombola va fi reluată. Renunțarea la premiu nu i-a adus liniște viceprimarului. Deputatul USR Radu Ciornei a cerut public demisia, iar pentru joi seara a fost convocată o ședință a conducerii județene a partidului pentru a fi discutată situația Teodorei Munteanu.
managerul Spitalului Județean Suceava, doctorul Alexandru Calancea, face apel la vaccinarea anti-COVID-19 în condițiile în care numărul celor infectați cu această patologie este în continuă creștere. Niciunul dintre cei 17 pacienți internați în Spitalul Județean cu COVID nu este vaccinat cu schema completă. Unitatea este obligată să deschidă noi sectoare COVID în detrimentul celorlalte sectoare, precum și limitarea internărilor pacienților cu patologii cronice, atrage atenția doctorul Calancea. În perioada 14-15 august 2021, la lacul Iezer din Sadova, va avea loc Hard Enduro Bucovina. Peste 180 de rideri se vor alinia la startul competiției motorizate, care cuprinde probe pe trasee cu niveluri de dificultate diferite pe mai multe categorii. Suceava Blues Festival se va desfășura pe 13 și 14 august 2021 la Cetatea de Scaun a Sucevei. Accesul va fi gratuit în limita a 2500 de spectatori pe seară, cu respectarea regulilor în vigoare la data desfășurării evenimentului. Spectacolele vor începe în fiecare seară de la orele 19 și 30 de minute. Intrarea în zona festivalului se va face începând cu ora 17. Donațiile pentru continuitatea festivalului sunt binevenite. Voluntarii Asociației Teona Ariana din Suceava au reușit să aducă zâmbete pe chipurile unor mame care au copii cu dizabilități, după ce le-au răsfățat într-o tabără la munte. Sucevencele au fost la spa și la coafor, în timp ce micuții lor au desfășurat mai multe activități cu terapeuții. Reprezentanții asociației ar vrea să continue acțiunile filantropice, dar pentru asta ar avea nevoie de o mână de ajutor. Foresta Suceava a fost eliminată din turul al doilea al Cupei României după ce a pierdut cu 3-1 partida disputată miercuri seară cu formația Dante Botoșani. Toate cele trei goluri ale botoșănenilor au fost înscrise de suceveanul Cornel Căinari, iar singurul gol al galben-verzilor a fost înscris de Marian Botezatu. Șomus Fălticeni a învins Bucovina Rădăuți cu 3-0 și este singura echipă din județul Suceava care s-a calificat în turul al treilea al Cupei României.